Așa e, când în fotbal sunt momente și momente, se pare că nu gestionăm bine lucrurile, cu toate că jucăm bine, până în minutul 60-65, dar n-are rost. Eu cred că, nu cred că trebuie vorbit de echipa noastră ce a făcut astăzi, trebuie vorbit de domnul arbitru. Am văzut că ați ieșit foarte supărat de pe teren. Păi m-am dus la el să-l întreb de ce n-a dat fault. Dacă tot e var și se dă și e fault, că a fost fault la Larii, e fault. De ce nu dai? Că așa se face, domnule, dacă se ia un gol dintr-o din asta în care revin și dau. Chiar dacă jucătorul nostru a avut mingea, a încercat, nu a scăpat singur și s-a dus 7 secunde, 210 secunde și dacă nu revii. Și l-a întrebat de ce mi-a dat, de ce n-ai dat fault. Mi-a dat direct roșu. Și normal că după aia n-am mai zis și eu câte una, dar nu se poate. Atâta aroganță, atâta plin de el, deci nu se poate. Adică noi nu avem voie să comentăm nimic, se terminase meciul, e dreptul meu să mă duc să vorbesc cu el, n-am făcut nimic, doar l-am întrebat. E dreptul meu, cred eu, să mă duc la un arbitru să-l întreb. El să se comporte de așa manieră de aroganță și de protagonism, să iasă el în evidență la sfârșit? Da. Care cred eu că 100% e fault. 100% e fault. De ce cei de la VAR n-au dat? Mă întreb. Probabil vor ieși cei de la CCA și vor explica. Ce să explice? Păi ce să explici? Că noi ce facem? Noi meciul s-a terminat, am luat gol. Din faza aia am luat gol. Scuzați-mă. Nu e că noi acum găsim scuza. Scuza, ok. La noi avem 4 meciuri acasă, 4 egaluri. E clar că ceva nu funcționează, pentru că e clar că de lucruri le-am făcut bine, probabil. Dar nu, că cu UTA am jucat bine, am revenit și de piza a doua. Analizăm, o să analizăm. Probabil așa e fotbalul, învățăm în fiecare zi câte ceva, dar ce să mai zic? Evident, dincolo de aceste erori de arbitraj ce putem să vorbim de altceva? De ce să vorbim de altceva? Că restul echipa ce? A jucat, a făcut, s-a dus, a reacționat, a făcut, ambele echipe au încercat să joace. Scuzați-mă, dacă este protagonismul, din nimic este ceva protagonist, scuzați-mă. Ce bine, ai dat lui Hagi Roșu, gata, te-a văzut toată lumea, cei de la Cluj te-au văzut, toată lumea te-a văzut, gata, ești, mamă ce a făcut. Când m-am dus să-l întreb, dom'le, de ce n-ai dat faul? Dacă era VAR și vezi de la VAR, de ce nu dai faul? Păi să ieșim toată România să vedem, a fost faul sau n-a fost? Și dacă e fault, atunci ce face? Nu se poate. Nu este, e prea mult, e prea clară. Dacă nu era clară, zici, ok, stai din gură. Dar era atât de clară, fault clar la Larie. A dat cu capul și a venit adversarul și a dat în el. E fault. Nu, a lăsat avansaj, dar s-a pierdut mingea în două. Și după aia vezi și zici, bă, revin și dau fault. Eu așa am înțeles, dacă nu, înseamnă că am eu o problemă, nu înțeleg eu fotbalul. N-am văzut la început cum mi s-a explicat și mergem pe linia asta. Ce putem face? Asta e. Trebuie să găsim soluția, trebuie să ne revenim și să vedem, să muncim în continuare, să luptăm. Vorbeam mai devreme și din agramenii despre faptul că sunt nici ei nu-și explică de ce nu mai reușesc să aibă meciurile din sezonul trecut. Pentru că muncesc la fel ca anul trecut, însă nu le mai ies lucrurile. De ce credeți dumneavoastră că se întâmplă asta cu Faru în acest moment? Sunt prea la cal să le zic toate, cu toate că cred că știu de ce. Dacă o știi, trebuie să le pun la punct. Să zic așa, cum le-am zis și lor în vestiar, trebuie să joci 90 ceva de minute fotbal. Nu doar 60. 90 ceva de minute, să poți să ai puterea să joci cum jucam anul trecut. Trebuie să ai putere. Tot înseamnă putere. Când ai putere mentală, fizică, tehnică, tactică, atunci ești puternic. Atunci câștigi. Dacă nu, după aia vin. Și vin și putem vorbi în fotbal, sunt atât de multe situații, atât de multe lucruri de care putem să vorbim. Dar sperăm ca ușor, ușor să strângem. Iar cred că al doilea motiv, cred că cei care vin de pe bancă nu cred că aduc ceva în plus. În momentul de față și asta nu-i bine. Nu-i bine, pentru că ei trebuie să aducă prospețime tehnică, tactică, fizică, ei trebuie să aducă lucruri în toată tactica aia care. Dar, din păcate,
Deci așa la cald ce văd eu imediat, că le-am zis și lor lucrul ăsta și sper să încercăm să o punem la punct. Am văzut o reușită a lui Artean astăzi și este și el convocat la echipa națională. Spunea că simțea așa că nu o să fie convocat nici acum. A fost o surpriză pentru el. Pentru dumneavoastră e o surpriză faptul că Andrei este la loc? Ați vorbit cu el. Nu cred că am poftă acum să vorbesc. Ați vorbit cu el. El vă răspunde. Eu n-am. Eu sunt și obosit, sunt și tot ce am văzut. Și tot ce mi s-a întâmplat după ce s-a fluierat fluierul final și așa că e păcat, dar asta e. Din păcate, arbitrii cred că sau el, arbitrul astăzi, cred că el știe ce a gândit, ce a făcut. După aia că i-am zis și eu una, că e normal, că când ești arogant, atât de arogant ești cu mine, de mi-arăți că cine ești tu, nu am voie să te întreb. Revin, nu am voie să-l întreb de ce n-ai dat, că a fost varul, de ce n-ai dat faul. Nu? Roșu. Roșu. Imediat și atunci. Ce să faci? Că rămâi așa și te uiți și zici, băi, stai, da, că eu nu mai sunt pe bancă. Ați putut să aveți un dialog? N-am, pentru că el a zis la revedere. Și după aia i-am zis și eu două lucruri, cum ți-am și ție, ce am zis acum aici. I-am zis, pe ce să fac? Să merg așa, ce să fac? Să tac din gură, dar chiar așa? Puțin respect, dialog, îmi spui de ce, cum? Nu, stai deoparte, stai departe. Stai de aici, cum vii tu? Cum îți permiți să vii tu? S-a terminat meciul, pot să vin la tine să discutăm. N-am voie, n-am venit, nu te-am îmbrâncit, n-am venit la tine. Ce am venit? Ce ți-am făcut? N-avem voie. Nu. Ei sunt șefii, protagoniștii, ei dictează rezultatele, ei fac lucrul și atunci noi trebuie să doar să stăm drepți și ce o să se întâmple, se întâmplă. Asta e. Vine bine această pauză pentru Faru, pentru că puteți să puneți la punct anumite lucruri în echipă. Nu știu, Andrei, să știu, nu cred, nu știu. Nu cred, nu știu niciodată dacă e bine, dacă nu e bine. Așa cum vedem în față, da, după 4 egaluri acasă, eu zic că trebuie să muncim în astea 2 săptămâni ca lumea, să încercăm să remediem lucrurile, să facem ca să după aceea să începem iar să câștigăm, să... Toate că avem să fie greu, din ce în ce mai greu, dar asta e, trebuie să remediem. Știu că sunteți supărată pentru rezultatul de astăzi, dar v-aș întreba totuși de echipa națională. Aveți încredere în România că poate încheia această campanie cu o calificare? Ar fi bine, ar fi minunat, ar fi extraordinar să vină, pentru că ne lipsește, România îi lipsește succesul, meciuri mari, victorii mari, calificări, ne lipsesc lucrurile și cred că cu toții ne dorim lucrul ăsta și sper ca ei să obțină, cu toate că ușor nu e, totul e foarte greu, să fie inspirați, să facă ce trebuie, să fie conectați la orice detaliu și inspirați. Eu cred că inspirați și atunci dacă se califică înseamnă că meritul e total al lor și merită felicitați și îmbrățișați. Vă mulțumesc tare mult!